Bun găsit, stimați spectatori. Vom vorbi despre agricultură astăzi, despre sectorul agricol și sectorul zootehnic. Nimeni altul decât domnul Constantin Negrea este invitatul meu și al dumneavoastră, așa că puteți trimite SMS la numărul de pe ecran și pune întrebări referitoare la ceea ce vă interesează. Vă spun bun venit în studioul nostru. Deci directorul executiv de la APIA este alături de noi și cred că va pune așa în lumină tot ceea ce ne interesează pe noi, pentru că este un moment acum toamna când pe dumneavoastră vă interesează foarte multe în acest domeniu. Sărmâine, bună seara, bine v-am găsit, bună seara tuturor telespectatorilor. Am ales această temă a emisiunii și iată, titlul este APIA ne informează, pentru că aveți noutăți de sezon, aș putea spune. Toată lumea vrea să știe când vin banii de la APIA, știți, acesta este termenul care se aude pe drum la țară. Oare ne vin banii? Ce facem cu cererile? Când le depunem? Și sunt o grămadă de termeni care trebuie respectați. Da, este perioada în care noi facem plățile pe suprafață. În aceste zile au sunat telefoanele continuu și ale mele, dar și ale instituții. Și sigur, de câteva zile, practic din 20 noiembrie, noi am început autorizarea fermierilor din campania 2014. Și sigur, regulamentele europene prevăd că avem posibilitatea să plătim fermierii în avans respectiv 50% din plata unică pe suprafață până în 30 noiembrie. Ori anul ăsta ne-am propus și a propus Ministerul, Agenția și sigur noi, centrele județene, a trebuit să derulăm așa o activitate intensă, un volum extraordinar de mare, încât practic am început în 20 octombrie și până în seara zilei de 31, practic adusasem în contabilitatea instituții, agenții centrale, pentru că plățile se fac, singura activitate se face de plăți, se face de către APIA Central. Toate celelalte activități, de la depunerea cererilor și până la autorizarea la plată, respectiv semnarea tranșei, aprobarea tranșelor de plată și emiterea deciziilor, o facem noi la centrele județene. Practic spuneam că am dus în contabilitate aproximativ 21.000 de fermieri. Vorbim aici de aproximativ 80.000 de hectare de teren. Sigur, în avans este știut că în ultimii ani se plătesc 50% din plata unică pe suprafață. În 2014 vom plăti fermierilor 168,89 de euro pe hectar, echivalent 169. Deci jumătate din acest plat, din acești bani, respectiv 70 de euro pe hectar, respectiv echivalentul în lei 304 lei pe hectar. Deci în contul fermierilor vor intra, sau dacă nu au intrat în aceste zile, aproximativ 6.500.000 de euro, respectiv o 28 de milioane de lei. Sigur, mai avem aproximativ 600 de fermieri în două localități mari, Bumbești, Pițic, respectiv Drăguțești, în care au fost ceva probleme cu colegii care au gestionat aceste cereri și le gestionăm în aceste două zile. Începând de mâine, mai avem 739 de fermieri care vor fi plătiți dintr-un fond special, respectiv Fondul European de Reconstrucție, și probabil în două zile vom gestiona și acești fermieri, astfel încât până în 10 noiembrie, efectiv, în această săptămână, ca toți acești bani să fie în contul fermierilor. Suntem în campania agricolă de toamnă, fermierii au nevoie pentru lucrările agricole, nu am finalizat încă campania de însămânțări, se fac lucrările de pregătire terenul pentru campanie, vremea. Exact, pentru, mai ales că se anunță o perioadă favorabilă de aproximativ 2 săptămâni și sigur că fermierii noștri au nevoie de bani. Sigur, am spus mult mai devreme față de perioada anterioară. A fost un volum mare. Un volum extraordinar de mare de lucru, pentru că discutam și la începutul emisiunii sau înainte de începerea emisiunii, am avut o activitate extraordinar de mare
privind controlele pe care le-am făcut în acesta. O sarcină, încheiat, da. Sarcina de control a fost una practic nemai întâlnită din 2007, din când noi desfășurăm activitatea la Agenția de Plăci și Intervenție pentru Agricultură. Practic, atât în sector vegetal, cât și în sector animalier, a fost cea mai mare sarcină de control. Practic, am verificat peste 2000 de fermieri. E adevărat că mai puțin prin control clasic, dar cei mai mulți prin teledetecție. Au fost finalizate aceste controle. Îmbucurător este faptul că la controlele prin teledetecție rata noastră de eroare a fost una, sigur, neașteptat de mică, 3,57%. Vreau să vă spun că în anii trecuți, e adevărat, site-ul de teledetecție a fost în centrul județului, rata a fost mult mai mare, a fost undeva la 10%, sigur, urmarea clarificărilor pe care noi le-am avut cu fermierii ulterior și întâlnirilor pe care am reușit să reducem undeva rata la sub 6%. E, anul ăsta am avut o rată de numai 3,57. Deci vreau să vă spun că 6.500 de hectare au fost sub acest site de teledetecție, vorbind de peste 12.000 de parcele agricole și de aproape 2.000 de fermieri. Dar în această perioadă, paralel cu controlele prin teledetecție, pe baza imaginilor ortofotogrametrice. Am mers și la fața locului, pentru că aici a fost cea mai mare greutate. Acești fermieri i-am verificat sub aspectul îndeplinirii condițiilor de agromediu. Aproape 1000 de fermieri am verificat pe agromediu, aproape 400 pe ecocondiționalitate. Și aici, sigur, trebuie să verifici tot ce înseamnă parcele ale fermierului, așa cum sunt ele de divizate, și vreau să spun că am avut încă un element de dificultate. Acest site de teledetecție a fost exact în zona montană afectată de acele inundații din vara anului trecut, iulie-august, acolo unde au fost fenomenele acelea hidrometeorologice nefavorabile. Practic toate căile de comunicație au fost distruse și de aici greutatea de a ajunge la aceste parcele. Au fost fermieri sau producători agricoli care nu au vrut să vă lase să constatați ce este acolo? Au fost două asemenea situații, o să vorbim și despre ele în controlul în sector animalier, dar aici, sigur, lucrurile au fost, spuneam, mult mai, având în vedere că în ultimii ani, practic, site-ul a tot fost în zona aceasta de montană mai greu accesibilă și, sigur, noi pe baza rapoartelor am reușit să poziționăm foarte exact fermierii și de aici puține neconformități. Sigur că dacă revenim la celelalte gen de controle în sectorul animalier, și aici sarcina a fost una foarte. În timp ce regulamentele europene prevăd că trebuie să verificăm anual minim 10% din numărul de fermieri și 5% din numărul de animale, e, anul ăsta am verificat numai la ovine și capline 46%, deci practic de 9 ori sarcina minimă pe ajutoare naționale de tranziție, iar la ajutoare specifice comunitare 57%. Practic am verificat 71.000 de capete de animale la ovine și capline din cele 140.000 declarate, iar pe ajutoare specifice 31.000 din 45.000 declarate. Vreau să vă spun că aici au fost două situații în care doi fermieri n-au permis accesul inspectorilor la control. E vorba de 106 capete de ovine și capline. Sigur, s-a soldat cu respingerea cererii de la plată. Am mai avut situații în care 9 ferme de ovine și capine. Poți specifica motivul? Că mă gândeam, de ce oare s-a renunțat la pur și simplu, sunt convins că nu pentru că au avut o problemă cu noi, cu cei de la agenția. Era clar că nu mai aveau animale la momentul respectiv. Și cred că era mai la îndemână să spună, știți, decât să ajungem acolo, să constatăm că nu sunt animale și să facem rapoarte pe zero. Nouă exploatații de ovine și capline și una de bovine, am găsit neconformități, practic lipsa animalelor peste 50% din cele înscrise în cererea de plată. Sigur, aici
sancțiunea este una severă, în sensul că vor fi exclus de la plată în campania 2014, dar mai mult, atunci când e vorba de ajutoare specifice comunitare la ovine și caprine, dar și la bovine, sancțiunea este multianuală. 3 ani de zile vor avea probleme cu plățile acordate în sector zootehnic. Bun, avem 6137 de capete de animale cu neconformități la ovine și caprine. Sigur, n-am încheiat controlele la bovini. Practic, până în 21 decembrie, avem posibilitatea să facem aceste verificări în continuare, pentru că, dacă la ovine și caprine, spuneam că am finalizat, pentru că era un termen mult mai avansat, practic, până în luna de, la 1 decembrie, trebuie să finalizăm toate aceste controle. Și le-am finalizat până la 31 noiembrie. Trebuie să facem toate aceste centralizări, pentru că, cel mai probabil, vom face plățile din bugetul anului financiar 2014, respectiv în luna decembrie. Pentru bovine, plățile au fost prevăzute prin act normativ să fie făcute din bugetul anului 2015, așa încât avem posibilitatea să continuăm aceste controle. Dar colegii noștri în această perioadă sunt prinși pe alte două programe importante și, dacă timpul ne va permite, vom vorbi despre distribuția de mere în școli, de fructe în școli, și de lapte. Este o noutate. Exact, săptămâna asta finalizăm și aceste controle. Practic, este prima dată în anul școlar 2013-2014, când Consiliul Județean a distribuit, practic, distribuția de lapte în școli. Nu se face numai în 2014, s-a făcut și în anii anteriori, dar în 2014 decontăm aceste sume prin Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură din buget, din fonduri comunitare. Practic, în semestru 1 am decontat echivalentul 80.000 de euro. În acest semestru 2, când practic au fost derulate și mere în școli, și măsuri adiacente, și lapte în școli, din cele 588 de unități școlare, incluzând aici unitățile ciclu 1, ciclu 2, gimnazial și primar, școala, clasa pregătitoare, clasa 0 și grădinițele. Deci spuneam, vreo 38.000 de elevi și preșcolari, sperăm noi să decontăm echivalentul a 121.000 de euro pe lapte în școli. Sigur, pe mere în școli, aici ele se derulează numai la unitățile școlare, nu și la grădinițe. Numărul lor este mai mic, vreo 267, și numărul de elevi și clasa 0 este undeva la 33.000 de elevi. Practic, în cererea de decontare este undeva echivalentul a 600.000 de lei, la care se mai adaugă undeva în jur de 50.000 de lei valoarea măsurilor adiacente aici, acele măsuri obligatoriu de accesat alături de mere în școli. Vorbim de acele concursuri cu tematică profesională de agricultură și acele vizite la unități și instituțiile cu profil în agricultură. Vizitele pe care le-au făcut 19 unități școlare la stațiunea de cercetare și dezvoltare pentru horticultură de la Târgu Jiu. Iată că există o colaborare destul de fructuoasă între dumneavoastră și inspectoratul școlar, pentru că nici nu s-ar putea altfel și totul să fie în favoarea copilului. Copil. Așa este. Sigur, relația noastră este una apropiată cu Consiliul Județean, pentru că ei, practic, au gestionat aceste două programe. Inspectorat, noi acum, sigur, verificăm toate acestea. După ce am verificat întreaga documentație la Consiliul Județean, verificăm pe bază de eșantion, că spuneam că sunt foarte multe unități școlare, pe bază de eșantion câteva unități școlare reprezentative, să vedem cum se prezintă documentele de distribuție. Acestea și din câte, suntem în ultima săptămână de control și din câte spun colegii mei de la compartimentul de specialitate inspectorii și cu activitatea de inspecții și supracontrol, sigur nu am găsit aspecte care să greveze decontarea sumelor respective.
Iată că avem și câteva mesaje. O să încerc să le dau citire și sper să aveți și un răspuns pe măsura așteptărilor celor care le-au trimis. De ce la Ciuperce nu au intrat banii la pământ, ne întreabă cineva, Ciuperceni? Eu știu că în acest, spuneam, la sfârșitul săptămânii 31, am făcut autorizarea la plată. Ce înseamnă autorizarea la plată? Înseamnă toate acele operațiuni, toate acele etape procedurale până la introducerea ordinilor de plată în contabilitate. Practic, aici, agenția de plăți, discutăm de, vă dați seama ce volum de muncă este, agenția centrală face plata la 1.027.000 de fermieri în campania 2014. Numai în județul Gorj spuneam că sunt aproape 24.000 de fermieri. Un volum extraordinar. Sigur, oameni că vor deci, primi, nu? Sigur că da, astăzi foarte multe localități, banii erau deja în conturile și cu siguranță zilele următoare, mâine, poi mâine, vor avea sumele respective în bani. Sigur, fiecare dintre fermieri își înmulțește suprafața eligibilă pe care au declarat-o cu suma de 304 lei pe hectar și sigur va afla exact cât am fost virate în conturile respective. Pentru că spuneam că trebuie să finalizăm aceste plăți în 10-11 noiembrie în acest an. Pentru că în luna decembrie, începând cu 1 decembrie, facem plățile regulare, acele plăți obișnuite pe care noi plătim și diferența pe care urmează să le o dăm fermierilor. Anul trecut vreau să vă spun că luna decembrie plătisem pe lângă plățile în avans SAPS, plătisem și o bună parte din avansul pe axa 2 și o bună parte am plătit fermierii și plățile regulare, plățile obișnuite, diferențele astea de 50% pe SAPS și plățile ajutoare naționale tranzitorii din bugetul nostru național. Practic ne rămăsease către sfârșitul lunii ianuarie foarte puțin, undeva la 23-25 de milioane de lei din cei 90 de milioane pe care, 93 de milioane pe care am plătit, nu mai plăți pe suprafață în campania anterioară. Noi sperăm că acest lucru să se întâmple anul ăsta, mai ales că au fost în bugetul agenției de plăți 692 de milioane de euro alocați pentru aceste plăți. S-au și demarat. Iată, cred că la următoarea întrebare jumătate răspunsul e dat. Când intră banii pe zona defavorizată și a doua tranșă când e programată? Deci începând cu luna decembrie, cu 1 decembrie, termenele sunt undeva până în 30 iunie. Deci, practic, noi avem posibilitatea, sau avem obligația să facem plățile până în 30 iunie 2015. Da. Știm exact cât e nevoie de bani în această campanie și sigur că ne vom strădui să facem și plățile finale sau regulare, cum ne mai spunem noi, în decembrie. Probabil o să le facem în decembrie, o să continuăm de îndată ce bugetul anului 2015 a fost aprobat și sigur repartizat pe ordonatori principali, încât campania agricolă de primăvară să ne găsească cu plățile pe suprafață efectuate și dacă e posibil și cu plățile în sector animalier. Și sigur și aici ar trebui spus câteva lucruri despre fermier, pentru că în acest an cererea de depunere în sector animalier a fost una unică. Deci fermierii știu că au depus o singură cerere față de anii anteriori, când am depus 4 cereri pe 4 programe distincte. Sigur, a fost și că și asta îi nemulțumește pe oameni. Se aduce de foarte multe ori. Multe da. Costuri la transport. Exact. Birocrația spune. Corect. Mai ales că era nevoie de cam aceleași documente pentru fiecare schemă de plăți și dacă, sigur, lucrurile vor merge așa cum ne dorim noi la nivelul agenției, începând cu 2015, se intenționează. Sperăm să o implementăm din 2015, dacă nu oricum. Se va implementa în anii următori, în ciclul 2015-2020, să depunem cu adevărat o cerere unică, în sensul în care în perioada 1 martie, 15 mai, când fermierii știu că să depun cererile pe suprafață și ei sunt invitați pe baza unei adrese la fiecare centru local sau la centru județean să-și poată depune atât cererea pe suprafață cât și cererea pe
efectivele de animale. Va fi o perioadă, va fi un volum extraordinar de muncă, sigur, care va trebui gestionat cu un personal destul de subțire la noi, la Agenția de Plăți, dar este activitatea noastră și sigur că trebuie să ne facem fără să ne plângem prea mult. Mai am două întrebări de la doi fermieri din județ. Unul întreabă, am trei vaci și nu am intrat la subvenții, în ce an mă încadrez, având fermă veche, spune dumnealui, și o să-l citesc și pe celălalt ca să puteți să le răspundeți la amândoi, având în vedere că sunt în sectorul ăsta zootehnic, am 5 capete de bovine, dar numai 2 cu lapte. Pot să apelez la APIA? Sigur, aici acest program la speciile bovine de-a lungul anilor din 2007 până acum a suscitat o adevărată controversă, în sensul că este o reglementare europeană, din păcate noi, România, a trebuit să o implementăm și să accesăm la legislația europeană, pentru că suntem stat membru, și în legislația, în reglementările, în regulamentele europene pentru specia bovină, celulele somatice, așa? Era vorba, n-am ajuns, nu vorbim despre condiții de calitate a laptelui, nu vorbim despre numărul de animale și vorbim de perioada de referință. Și în vechiul program, între 2007 și 2012, practic, exista o perioadă de referință, 31 ianuarie 2008, la care ne tot raportam. Din păcate, și în nou ciclu, ne raportăm la o perioadă de referință. De data asta este 31 ianuarie 2013, dar pentru fermierul nostru care a sunat, trebuie să știe că dacă are minim 3 capete de animale, vorbim de bovine, nu contează că sunt vaci de lapte, deci vorbim de bovine, pe programul Ajutoare Naționale Tranzitori, care îndeplinesc vârsta de 16 luni, la un anumit termen de referință. Înțeleg că nu l-am îndeplinit la 31 ianuarie 2013, dar poate face medicul veterinar, îi poate deschide o exploatație, un nou rod de exploatație pe un alt membru al familiei. Aceste animale, printr-o simplă operațiune, o trece la membru de familie, cu pașapoartele animalelor, poate veni la următorul program, sperăm noi, 1 martie, așa cum spuneam, de depunerea cererilor și, sigur, poate depune aceste cereri. Deci, spuneam, minim 3 capete de bovine cu vârsta de 16 luni. Pentru toate celelalte animale din gospodărie, poate primi subvenție dacă celelalte pot avea vârsta de minim 7 luni la aceeași perioadă de referință. Sigur că mai sunt și alte scheme, vorbim de programul de carne și aici este unul extrem de important, unde sunt foarte multe mari sume de bani în general pe ajutoare specifice comunitare. Și dacă vorbim de ajutoare specifice comunitare, unul din fermieri spune de vaci de lapte. Sigur, dacă se află într-o zonă defavorizată. Zonă defavorizată însemnând zona montană, cele 12 localități din zona montană, dar mai avem și alte 5 localități în zona defavorizată de condiții naturale specifice. Vorbim aici, sigur, să mai ușor de reținut, este vorba de localitățile Bolboș, Boros, Cunegomir, Mătăsar și Ciupercen. Deci sunt cele 5 localități din zona, altele decât în care, sigur, pot accesa acest program. Spuneam că perioada de depunere a cererilor este comună. Pot veni pe minim 2 capete, dar aici era o condiție să dețină cotă de lapte în sistemul de administrare a cotei de lapte. Sigur, și acolo unde fermierii noștri au pierdut din diferite motive cota de lapte, pentru că, din păcate, am avut în județul ăsta peste 12.000 de fermieri care au avut atât cotă de livrare cât și de vânzare de-a lungul anilor. N-am ținut de această cotă, ea a fost pierdută, dar ulterior, de vreo 4 ani de când implementăm programe din și accesând bani din fonduri europene, a fost nevoie de această cotă. Vreau să vă spun că, începând cu 2015, acest sistem de administrare a cotei de lapte pentru spațiul european nu va mai exista. Sigur, de aici, eu de fiecare dată am tot spus-o, cred că nu este un lucru benefic pentru fermierii din România, pentru că atunci când fermierii din spațiul european, și vorbim aia,
vorbim de acei fermieri specializați în țările Uniunii, nu vor mai avea această cotă alocată țărilor și va trebui, și au fost obligați în această perioadă să o respecte și să nu o depășească, atât pentru vânzările pe piața lor internă, dar și în spațiul european, în momentul în care nu va mai sta această cotă, tendința e de a veni pe piața românească. E, sigur, aici e această avalanșă de produse de lapte și produse din lapte care vor veni în competiție cu produsele românești și, sigur, în detrimentul probabil al producătorilor noștri. Avem și o reclamație, că, mă rog, oamenii sună și fiecare sună și îi interesează ceva. Vom vorbi despre eliberarea adeverințelor pentru beneficiarii schemei de plată unice, sectorul animalier, cuantumul, da, și toate cele, dar să vă zic ce ne spune cineva. Veniți la Stănești, linia mică, se iau bani degeaba, nu au toate vitele acolo. Acum nu mi-a dat mai multe amănunte, dar bănuiesc că ați prins ideea reclamației acesteia, iată, făcută și prin intermediul postului de televiziune, că aceste sesizări, petiții, reclamații, cum vrem să le spunem, se tot întâmplă în Agenția de Plăți. Vreau să vă spun că în toată perioada anului, atât în ceea ce privește sectorul animalier, cât și cel vegetal, plăți pe suprafață, zilnic ne vin multe sesizări, reclamații. Noi le dăm curs, vreau să vă spun că pe lângă eșantioanele pe care noi le dăm curs și verificăm fermierii, toate aceste sesizări pe care le primim, e adevărat că ele nu trebuie să fie anonime, pentru că în momentul ăla nu putem să dăm cursul acestei sesizări. Dar sunt întemeiate? Dar dacă sunt întemeiate, fără să faci, să divulgăm sursa respectivă, ne deplasăm la respectivele exploatații și verificăm aceste, fie că e vorba de teren, fie că e vorba de animale. Și ca să revenim la Stănești, vreau să vă spun că spuneam că n-am terminat controlele. Stănești este localitate într-o zonă defavorizată. Dacă fermierul respectiv are vaci de lapte cuprinse pe programul comunitar, sigur că cu siguranță va fi inclus în acest eșantion de control. Dacă însă a apelat la o formă de sprijin din bugetul național, de ajutoare națională de tranzitorii, cum le spunem noi, nu noi, Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură, verificăm fermierii cu efectivele de bovine. Practic avem un protocol, avem o înțelegere cu medicii veterinari, cu Agenția Națională Sanitar Veterinar. Medicii veterinari verifică toate aceste animale cu ocazia acțiunilor sanitar veterinare pe care ei le fac săptămânal sau aproape lunar în localități. Ei operează sau sunt obligați să opereze toate aceste modificări în Registrul Național. Și atunci există o statistică. Noi intrăm, noi vizualizăm. Se fac periodic, aproape săptămânal, importuri de date sau comparație cu baza de date sanitare și toate aceste situații cu animale înstrăinate le excludem de la plată. Numai dacă medicii veterinari fac aceste verificări și aceste operări în sistemul electronic. Vreau să vă spun că anul trecut, în campania 2013, în luna martie, când noi făceam plățile, paralel cu emiterea deciziilor de plată pe campanie, am emis 533 de notificări de respingere de la plată pentru bovinele care nu mai erau în exploatație, din diferite motive. Fermierii știau că s-au angajat la data depunerii cererii că aveau o anumită obligație de menținere animalelor, iar dacă totuși sunt situații de forță majoră sau de circumstanță naturală, cazuri expres prevăzute de reglementări, ei trebuie să facă dovada cu documente sanitar-veterinare de ieșire din exploatație și, sigur, sunt exonerați de la plata unor sancțiuni. Mai sunt câteva mesaje, dar haideți să vorbim despre despre aceste cuanturi. Toată lumea și asta așteaptă să vadă, bun, primesc pe cap de animal. Uh,
Sigur, până facem plățile și spuneam că cel mai devreme luna decembrie pentru ovine și capline și probabil din bugetul anului 2015 pentru bovine, în ultimii ani am obișnuit fermierii din România ca imediat după ce noi facem aceste controale, atât în sistemul administrativ cât și pe teren, să eliberăm fermierilor și iată, anul ăsta nici n-am terminat controlele pentru bovine, dar în paralel, dacă un fermier vine și solicită această cerere, sigur, noi facem în devans toate aceste verificări și eliberăm niște adeverințe simple în care noi scriem numărul de capete eligibile. Sigur, facem cunoscut băncii creditoare că au fost parcurse toate etapele de verificare, de control și că, sigur, nu vor fi probleme privind decontarea sumelor respective. Pentru bovine, înscriem în această adeverință suma de 300 de lei pe fiecare de bovină. Pentru ovine, 20 de lei pe cap de animal. Fermierii merg cu aceste adeverințe la băncile unde și-au deschis conturile, fără niciun fel de document suplimentar de garantare, pentru că sunt două fonduri naționale care garantează aceste sume, vorbind de fondul de garantare a creditului rural și de fondul de garantare pentru întreprindere mici și mijlocii, le eliberează 90 până la 100% din aceste sume. Intră în posesia acestor sume, își le utilizează, vine perioada de iarnă rece în care ei, sigur, sunt interesați să achiziționeze furajele, fie că ei sunt cereale, fie că sunt fibroase pentru efectivele respective. Bun, de îndată ce noi facem plățile, primii bani se duc către aceste conturi unde au credite, tocmai în ideea de a avea un număr mic de zile de creditare. Banca, după ce banii aceștia intră în contul băncilor, banca ar face aceste recalculări pe numărul de zile de creditare. Sigur, dobânda este una, trebuie spus că dobânda este una negociată între cei trei parteneri, APIA, instituțiile bancare, și avem aproape toate băncile de pe piața românească cuprinse în aceste convenții. Este o formă, de altfel. Sigur că este o formă care a prins foarte mult în ultimii ani la fermieri. De exemplu, în anul trecut, 60% din fermierii care au depus cerere pe ovine și caprine au beneficiat de această formă de sprijin. Sigur, undeva la 25-30% pe bovine. Ne așteptăm ca și în acest an, am eliberat până în acest moment, de vreo 3 săptămâni am început pe bovine, numai de o săptămână pe ovine, 121 de adeverințe. Pentru vreo 1500 de capete de bovine, pentru vreo 6600 de ovine, suma scrisă total este undeva la 660.000 de lei. Îi așteptăm și în zilele următoare. Este o procedură simplă, fără în ziua în care depun cererea, în acea zi eliberăm și documentele respective acea adeverință. Să vorbim puțin și despre agricultura ecologică, că și ea este foarte importantă. Noi toți, acum când mergem într-un aprozar, vrem să scrie Made in România. Sincer, este un domeniu care mie mi-este cel mai apropiat și despre care vorbesc așa cu multă însuflețire. Din păcate, în județul nostru n-am prea prins. În timp ce județele din zona Ardealului sunt extrem de mulți fermieri care accesează foarte mulți bani pentru această formă de sprijin suplimentar. Practic, pe lângă toate celelalte forme de sprijin pe care le dăm pe suprafață sau pe efectivele de animale. Iată, vorbeam de două scheme de sprijin pentru fiecare categorie. La plățile pe suprafață avem 4 scheme de sprijin, plată unică pe suprafață, ajutoare naționale din bugetul nostru. Vorbim de zonă defavorizată, LFA, cum îi zicem noi, și plăți compensatorii de agromediu. Suplimentar am putea să le dăm acești bani din bugetul comunitar. Din păcate, anul trecut a fost prima dată când un număr de 9 exploatații, 9 fermieri au depus cerere. Vorbim de 3 în producție animalier, pentru animale și 6 vegetal. Sigur că acolo unde sunt bani comunitari sunt și controle mult mai riguroase. Pe eșantionul de control a căzut cu cea mai mare, 127 de hectare. Este o fermă din zona Tismana. Nu a îndeplinit condițiile și, din păcate, a fost nevoie să o excludem de la plată. Da, să o respingem de la plată. Suntem în perioada în care fermierii sunt așteptați să-și depună cererile. 28 noiembrie, termen limită de depunere a cererilor pe campania 2014. Mai avem aproape o lună de zile, 25 de zile, 3 săptămâni, suficient timp.
Sigur că n-aș putea spune că fermierul nostru invocă necunoașterea legislației. În schimb, apare aici o condiție pe care, sigur, ni se pare, în opinia lor, greu de îndeplinit. E, în momentul în care este vorba de agricultură ecologică, e necesară o anumită documentație pe care fermierii trebuie să o pregătească. Deci e mai riguroasă un pic. E mai riguroasă, dar e puțin mai costisitoare. În ce sens? Pe lângă faptul că trebuie să se înscrie într-o anumită perioadă la Ministerul Agriculturii, prin Direcția Agricole Județene, 1 august a fost perioada, vreau să vă spun că trebuie să fac să încheie un contract cu un organism de inspecții și certificate agreat în spațiu comunitar și aprobat de Ministerul Agriculturii. Și slavă Domnului, sunt destul de multe în România, vreo 36 de asemenea organisme. În județul Gorj nu avem un asemenea organism. Cel mai apropiat știu că e la Craiova, dacă nu, chiar două. Dar vreau să vă spun că trebuie ca organismul de certificare trebuie să elibereze un certificat de conformitate sau un master certificat. Nu poți să faci dovada decât dacă ești înregistrat și ai documentul respectiv. Documentul respectiv costă. Din păcate, noi în România nu înțelegem că asocierea fermierilor într-o formă din asta agricultorilor, pe agricultorii ne pot aduce foarte multe beneficii. Costurile cu aceste certificate poate că ar fi împărțite la mai mult. La numărul de fermieri, dacă inspectorii de acolo s-ar deplasa în județul Gorj, nu pentru 6 fermieri, ci pentru foarte mulți fermieri. Tot pe același, dacă o să îmi permiteți, tot pe aceeași măsură, mai avem 4 zile. Până în 7 noiembrie putem să plătim fermierii din campania 2013. Să vedeți la câți bani le-am dat fermierilor în campania 2013, acum, de data recentă, urmarea unor condiții nefavorabile în 2014, pe care le știm și noi cu acele dezastre naturale care s-au întâmplat. Putem să-i plătim suplimentar din bugetul comunitar cu 1180 de lei. Vorbim de acele 5 exploatații care au beneficiat în campania 2013 de plăți pe agricultură ecologică. Suplimentar le putem plăti pentru ăștia mici între 30 de ari și până la 5 hectare le mai dăm 1180 de lei, numai că mai sunt 4 zile și n-a venit nimeni să depună o cerere. Zilnic sunăm, sigur. Iată lipsa de interes a fermierului nostru. Poate că n-a ajuns informația peste tot. Sunteți puțini și dumneavoastră și volumul de muncă. Încercăm de fiecare dată să transmitem această informație și pe mijloacele dumneavoastră de comunicare, mass media, televiziune, da, radio și presa scrisă. Eu am intrat deja în panică, îmi spun că mai avem doar un minut. Aoleu, și noi n-am vorbit nici măcar jumătate din cât ne-am propus, dar pentru că se uită la noi oamenii și m-au mai întrebat. Vă rog. Vă întreb și eu pe dumneavoastră, cât se dă pe cap de bovin? Ați spus puțin mai devreme. Doar atâta. Vorbim de quantumul în adeverință, dar vom plăti la nivel de anul 2013 455 pe cap de bovină și la ovină 38,9 lei pe cap de ovină și caprină. Astea sunt conturile plătite anul trecut, vor fi aceleași în campania 2014. Și nu mai știu dacă e același domn sau altcineva. Am 5 capete de bovine, dar numai 2 cu lapte. Pot să fac la Apia, sunt de la Mătăsare, anul trecut nu a făcut dosarul. Îl așteptăm pe fermier să ne contacteze și vom da informația necesară la obiect. Ce nu am spus? Că n-am spus o sunt grămadă multe de lucruri, lucruri dar legate repede, de subvenția la motorină. Am plătit zilele trecute reducerea la acciză aferentă trimestrului 2. Am primit, s-a încheiat 31 practic vinii, depunerea cererii aferentă trimestrului 3. Fermierii, aș vrea să-i informez că pot beneficia de motorină redusă la acciză. Practic, de la acciza standard, aia de aproape 400 de lei, 400 de euro pe 1000 de litri, pot plăti doar 21 de euro la 1000 de litri. Practic, decontăm 1 leu și 80 de bani la nivelul trimestrului 3 pe litru de motorină utilizată în agricultură. E, aici este vorba de interesul. Sigur, măsura se adresează marilor fermieri pentru o anumită suprafață,
Și e necesar ca în perioada următoare, în luna decembrie, să vină să-și depună cerere de acord prealabil pentru anul agricol următor. Neavând cerere de acord prealabil, nu pot beneficia de sprijin pe reducere de acciză în anul agricol următor. Eu vă mai lansez o propunere. Mai da. Veniți și săptămâna viitoare ca să discutăm cealaltă jumătate de tematică, că nu am reușit și poate... Putem și sunt... Lumea este foarte interesată de acest că... subiect. Intră Cornel peste noi, dacă mai stă mult în studio aici. Iată, oamenii sună. N-am reușit, să, așa cum am spus, să vorbim despre tot ce ne-am propus. Sunt foarte multe activități pe care vă mai noi... rog eu frumos să mai... Să... Cu mare plăcere, sigur. Să venim de câte ori dacă există un anumit interes și probabil dacă, sigur, fermierii mai putem discuta și în direct cu fermierii și sigur. Astfel încât să clarificăm toate aceste... Eu vă mulțumesc, îmi cer scuze că, iată, timpul a fost așa de limitat. Vă mulțumesc, stimați telespectatori, vă mulțumesc pentru SMS-uri și sperăm noi că v-am răspuns așa pe măsura așteptărilor dumneavoastră. Vă mulțumesc pentru atenția cu care ne-ați urmărit și vă dau întâlnire și mâine la aceeași oră. Numai bine, la revedere!